Un portal rusesc de sfaturi și oferte turistice a realizat un top 10 al țărilor cu cele mai proaste drumuri din lume, în care Moldova ocupă primul loc. Această țară este lider în numărul de gropi și defecte pe drumurile naționale. Vizitând Moldova cu automobilul, cu siguranță veți avea parte de impresii de neuitat, suspensia defectată, frâna ceea ce a dat la mijloc de drum și dacă norocul va părăsit de tot, o să rămâneți chiar și fără roți. Numărul gropilor pe drumurile Moldovei pur și simplu impresionează. Se pare că nu există un petic de de drum bun, deși ele sunt utilizate de transportul din întreaga țară. Repararea necalitativă, încălcările tehnice din timpul turnării carosabilului, furtul și nepăsarea lucrătorilor împreună cu condițiile meteorologice nu tocmai favorabile fac drumurile Moldovei incompatibile cu orice autoturism, motivează realizatorii topului. Astfel, pe lângă Moldova, Topol recomandă să nu alegeți ca destinație turistică cu automobilul alte nouă țări, după cum urmează Tahiti, România, Mongolia, Guinea, Timorul de Est, Gabon, Ucraina, Rusia și Mozambic.